Amin. Vă rog să deschideți Scripturile împreună cu mine la Psalmul 51. Vom citi primele 17 versete. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu, cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit, Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. În această după-amiază de celebrarea cinei Domnului, aș dori să continui seria de mesaje pe care am început-o pe această afirmație, și anume să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta. Vă spuneam data trecută că m-am inspirat pentru această formulare din Matei 22, acolo unde un cărturar l-a întrebat pe Domnul Iisus care este cea mai mare poruncă și Mântuitorul a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Vă spuneam atunci că cuvântul pentru cuget este dianoia în limba greacă, cuvânt pe care traducătorul Cornilescu în alte pasaje îl traduce în felul următor. Voi pune legile mele în mintea lor, același cuvânt pentru cuget, aici este tradus cu minte. Încingeți-vă coapsele minții voastre, spune Apostolul Petru. De asemenea, vorbind despre noi înainte de mântuirea în Hristos, eram vrăjmași prin gândurile noastre, gândurile voastre rele. Și apoi Apostolul Ioan vorbește despre Fiul care ne-a dat pricepere să cunoaștem. Dacă vă uitați la câteva din sensurile pe care acest cuvânt le are, am putea spune că are un evantai, noi îl numim un evantai semantic foarte, foarte larg. Cuget, minte, gânduri, pricepere. Dacă le luăm pe toate acestea și le transportăm din nou la prima și cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu cugetul tău, cu mintea ta, cu gândurile tale, cu priceperea ta, adică tot ceea ce înseamnă gândirea noastră, rațiunea noastră, intelectul nostru. În sensul acesta, m-am decis să încep o serie pe unele aspecte sensibile din Vechiul Testament, pentru că între cele două cărți, Vechiul și Noul Testament, Vechiul Testament este cea mai atacată colecție de cărți din Scriptură, pentru că acolo evenimentele s-au întâmplat cu multe mii de ani înainte, sunt atât de multe miracole și mulți oameni spun este un mit pe care oamenii primitivi l-au scris ca așa înțelegeau ei. Și dacă ați avea colegi în mediul secular și ați discuta cu ei la modul foarte, foarte controversat, veți vedea că unii dintre ei se leagă de aceste lucruri. Eu cel puțin am venit deseori în contact și dădeam data trecută un exemplu de astfel de atitudine față de Dumnezeul din Vechiul Testament pe care unul dintre cei mai mari biologi astăzi, Richard Dawkins, îl vede ca fiind meschin, nedrept, neiertător. Și dacă vă uitați pe această listă, nu mai citesc, am citit-o data trecută, aceasta este părerea lui despre Dumnezeul Vechiului Testament.
Și nu este singur, frați și surori, care împărtășește această opinie. De aceea, în după masa aceasta, aș vrea să ne uităm la un aspect care a fost deseori criticat de astfel de critici, și anume jertfele în Vechiul Testament. De la Marx și Engels până în ziua de astăzi, ateismul s-a uitat la sistemul cultic al Vechiului Testament și a văzut acolo un mod de manipulare a maselor prin jertfe. Preotul care are acces la jertfe este cel care îi manipulează pe oameni, pentru că el definește jertfele. Tu trebuie să aduci un taur, tu trebuie să aduci un vițel. Dacă nu-ți permiți un vițel, atunci un miel. Dacă nici un miel, trebuie să vii cu ceva. Și dacă ne uităm la sistemul jertfelor din Vechiul Testament, observăm că o parte dintre ele rămâneau la preoți și la leviți. O bună parte din carne. O altă parte din carne rămânea la închinătorii care o aduceau și o altă parte era arsă de tot. Dar oamenii se uită și spun, cine ți iartă păcatele? Preotul, în momentul când face acel sacrificiu. Și vă spuneam că de la Marx și Engels și până în ziua de astăzi, foarte mulți critici au spus, religia este un mod de a manipula masele și sistemul cultic este cel mai abil mod prin care oamenii îi țin în închisoarea întunericului pe naivi, care nu știu că nu există niciun Dumnezeu și vin și aduc jertfe și sacrifică fără să-și dea seama că de fapt sunt manipulați de această religie. Criticile sunt reale. Le-am auzit cel puțin eu personal și le-am citit nu de puține ori. De aceea aș vrea să ne uităm la ce înseamnă jertfele în Vechiul Testament și apoi să facem câteva aplicații practice care să culmineze cu celebrarea cinei Domnului. În Vechiul Testament erau mai multe tipuri de jertfe. Era jertfa arderea de tot, adică jertfa era pusă pe altar și focul o consuma pe toată. Închinătorul nu pleca cu nimic acasă, nici preotul, nici închinătorul nu beneficiau. Era apoi jertfa sau darul de mâncare, mâncarea putea să fie din făină, putea să fie din diferite combinații, era uneori și vin și ulei de măsline care erau amestecate, erau poate vărsate. Era o jertfă sau un dar, oamenii aduceau un dar de mâncare. Era de asemenea jertfa pentru pace, o întâlnim în traducerea noastră ca o jertfă de mulțumire, era de asemenea jertfa pentru păcat și era jertfa pentru vină. Toate acestea aveau loc la marile sărbători, aveau loc în sabate, dar aveau loc și cu ocazii speciale, atunci când cineva păcătuia și dorea să fie sigur că relația între el și Dumnezeu era refăcută prin moartea unui animal nevinovat. Ar fi multe de spus, aș vrea însă să înțelegem că toate aceste jertfe n-au fost date de Dumnezeu doar lui Moise la muntele Sinai. Ele au existat de la începutul omenirii. Ne aducem aminte de Abel și de Cain, care au adus fiecare jertfa sa, copiii lui Adam, adică în primele secole de la creație, știau despre jertfă. Nu ne spune Scriptura când Dumnezeu dăduse această poruncă, dar știm că ei cunoșteau detaliile și că au adus aceste jertfe. Ne aducem aminte de Noe, care de asemenea când s-a dat jos din corabie, a adus un animal din fiecare animal curat, un sacrificiu imens, dacă vă gândiți că singurele animale pe care le mai aveau erau acolo în barcă, Noe a sacrificat pentru Dumnezeu. De asemenea, Avram, înainte de Moise și alții, au adus jertfe. De asemenea, există un sistem de jertfe care datează cu mii de ani în urmă. Egiptul antic, încă din anii 4000 înainte de Hristos, sunt inscripții care atestă faptul că egiptenii practicau jertfele, la fel și cultura mesopotamiană, mai târziu asirienii, babilonienii, până la greci și la romani. Toți aduceau jertfe. Jertfa era adânc înrădăcinată în mintea omului și ea avea un scop anume. Ea n-a fost inventată, așa cum spun ateiștii de astăzi, și ne vom uita imediat la ceea ce înseamnă în Vechiul Testament. Este aici un altar, altarul portabil, erau acei drugi care erau băgați în stânga și în dreapta, astfel încât leviții să îl ridice și când strângeau cortul întâlnirii să plece mai departe până la noua locație și acolo să îl pună. Am pus aici de asemenea poza unui altar refăcut. Au supraviețuit doar unele bucăți și arheologii l-au refăcut. Este un altar de piatră cu patru coarne
și ne vom aduce aminte imediat despre altarul de care s-a apucat Ioab atunci când și-a dat seama că avea să fie executat și a încercat să scape de acest lucru. Este o reprezentare aici a altarului din vremea lui Irod, unul dintre cele mai mari altare din vremea aceea, pentru că templul avea dimensiuni infinit mai mari decât primul templu când venea vorba de închinare și de suprafață. Aș vrea să ne uităm acum foarte pe scurt la ce înseamnă jertfa în Vechiul Testament și am să încep cu o definiție la modul negativ, ce nu este jertfa. Jertfa nu este un mijloc de manipulare. Spune Ieremia, pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta. Au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinții lor și au umplut locul acesta cu sânge vinovați. Vă rog, ascultați! Au zidit înălțim lui Baal ca să ardă pe copiilor în foc ca arder de tot pentru Baal, lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-mi trecuse prin minte. În ochii cananiților și în ochii civilizației Maya și Inca din Evul Mediu, din America Latină, exista acest concept. Cu cât cineva ridica nivelul jertfei, cu atât admirația zeilor era mai mare. Și cum puteai să ridici nivelul unei jertfe mai mult decât să aduci propriul tău copil? Când îți aduceai propriul tău fiu sau fiică, impresia pe care o lăsai asupra zeilor era la superlativ. Un animal era important, dar când jertfei pe urmașii tăi, îi impresionai pe zei. De ce făceau oamenii lucrul acesta? Ca să-i manipuleze pe zei, ca să îi facă să lucreze în favoarea lor. Am pus aici un obiect arheologic descoperit la Silo sau la Shilo, cum îl numim, în momentul în care Ioab, vă aduceți aminte, a fugit să se apuce de coarnele altarului. De ce? Voia să manipuleze. S-a gândit la altar, este sfânt, dacă mă prinde el, nimeni nu mă mai atinge. Îi manipulez emoțional. Le arăt că altarul acesta este magic. Și n-a fost magic, Ioab și-a pierdut viața. Arheologii au descoperit un singur corn din acest altar și datează exact din vremea aceea. De asemenea, este aici o imagine cu un templu aztec din civilizația Maya, unde oamenii îi duceau pe cei care urmau să fie jertfiți zeilor acolo sus și acolo îi omorau. Au fost momente, știm lucrul acesta din inscripții și din mărturii, în care au fost aduse mii de victime într-o singură zi. Erau oameni bogați în comunitățile acelea care aveau sute de sclavi și nu era nicio problemă pentru el să trimită 100 de sclavi să fie executați. De ce? Ca să manipuleze zeii, ca să atragă asupra lui binecuvântările zeilor. Aș vrea să ne gândim la ce ar putea să însemne pentru noi astăzi acest principiu, și anume, cu cât dau mai mult, cu atât primesc mai mult. Latinii aveau o expresie, do, ut, des. Eu îți dau și tu îmi dai. Dacă vezi că îți dau și nu-ți dau orice, îți dau pe fiii mei, și dacă sunt om mare de afaceri, aduc multe aici, aduceau sute de sclavi. Vă dați seama, în ochii comunității, ce trecere avea acel om care putea să pună în bătaie 100 și ceva de sclavi să fie executați zeilor în fiecare zi. Și suntem astăzi, uneori chiar noi creștinii, și avem această mentalitate, cu cât jertfim mai mult, cu cât dăm mai mult, cu cât impresionăm mai mult într-un mod magic, cu atât manipulăm într-un fel, cel puțin nu numim cuvântul manipulare, dar îl trăim în inima noastră și spunem, dacă îți dau mult, trebuie să primesc mult. Și vom vedea că Dumnezeu ne învață un cu totul alt lucru. Jertfa nu este un mod prin care constrâng mâna lui Dumnezeu să lucreze în favoarea mea. Dar ce este jertfa? Jertfa este un act fizic care exprimă o stare lăuntrică. Din pasajul pe care l-am citit, dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. A-L iubi cu toată inima, spune Mântuitorul, este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Dumnezeu apreciază jertfa fizică, dar El o gândește ca pe un mod material
prin care exprimăm un lucru imaterial. Jertfa este un simbol fizic care arată ceea ce este în inima mea. Și în momentul când închinătorul venea cu acel vițel sau miel sau berbece sau chiar taur, în momentul acela spunea, sunt un om păcătos. Și în inima mea este realitatea păcatului, nu vă lăsați amăgiți de mărimea jertfei, pentru că problema reală este în inima mea. Jertfa era un mod simbolic care oglindea o stare lăuntrică și lucrul acesta era foarte, foarte important. Am pus aici o poză care arată două altare care au fost descoperite recent în Israel, aproape de Ierusalim, undeva la câțiva kilometri, în care arheologii, dacă vă uitați în cele două poze, stânga și dreapta sus, în mijlocul acelui chenar pătrat, este o mică pată întunecată. Este cannabis. Arheologii au descoperit urme de cannabis pe altar și și-au dat seama că, de fapt, preoții, și aici vorbim de Ierusalim, în momentul când aduceau jertfele de animal, puneau și puțin cannabis sau marihuana. De ce? Pentru că fumul pe care îl producea acea ardere, în momentul când era inhalat, îi făcea să aiureze. Intrau într-o transă mistică și se simțeau bine. Ne spune Isaia în 55:9, toți păzitorii lui Israel, ce fac? Aiurează. Fie inhalează fumuri de cannabis, fie beau ca să trăiască această idee, ca să creadă într-un fel că jertfa e un moment pe care îl petreci pentru tine și te simți tu bine în momentele acestea. Jertfa n-are nimic de a face cu exteriorul, n-are nimic de a face cu ce simt eu în momentul când trec prin aceste stări. Jertfa are de a face cu un spirit și un duh de pocăință care este manifestat prin acel animal. În al doilea rând, jertfa este un act cultic care presupune, nu înlocuiește relația cu Dumnezeu. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri, spune Ieremia, și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe când i-am scos din țara Egiptului, ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Ce spune Dumnezeu prin Ieremia, observați aproape o afirmație șocantă. Cum adică Dumnezeu n-a vorbit părinților în vechime despre jertfe? A vorbit părinților în vechime despre jertfe. Cartea Levitic e plină de porunci. Ce fel de jertfe, ce cantitate, la ce dată să le aducă. Cum adică, spune Dumnezeu, niciodată n-am vorbit? Dumnezeu spune, când m-am gândit la jertfe, nu m-am gândit la ceea ce faceți voi astăzi. Și vă aduceți aminte, și Ieremia și Isaia spun, veniți înaintea lui Dumnezeu și înroșiți apele râului Iordan de sângele animalelor, cu sutele și cu miile, și impresionați oamenii în timp ce mâinile voastre sunt murdare, relațiile voastre sunt tensionate și voi credeți că mă impresionați? Niciodată, niciodată n-am vorbit cu părinții voștri în felul acesta, niciodată n-am gândit sistemul cultic ca pe un mod prin care voi să mă manipulați pe mine sau să impresionați pe oameni. În momentul când aduc o jertfă, jertfa aceea spune despre mine, spune Ieremia, că am o relație cu Dumnezeu. Dacă nu am o relație cu Dumnezeu, jertfa aceea nu înseamnă absolut nimic. Și observați ce spune Ieremia, ascultați glasul meu, eu voi fi, spune Dumnezeu, Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Jertfa ilustrează relația pe care o am cu Dumnezeu. Nu animalul, nu fumul, nu mirosul, ci realitatea lăuntrică pe care Dumnezeu a stabilit-o în inima mea. Aceea validează, aceea face ca jertfa să lucreze. Dacă ea nu există, jertfa e doar o dovadă de mărinimie sau de a impresiona pe oameni. De asemenea, jertfa este un act cultic validat de faptele mele și de relațiile cu cei din jur. Cu alte cuvinte, când aduc o jertfă, trebuie să țin cont de caracterul meu și trebuie să țin cont de relațiile pe care le am cu cei din jur. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul, sunt sătul de arderi de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Și observați ce spune Domnul prin prorocul Isaia. Învățați-vă să faceți bine, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă.
Dumnezeu spune, jertfa în sine este neutră. E doar un simbol. Dacă relațiile tale sunt distruse, dacă tu, în loc să te apropii de acești oameni și să faci bine, tu faci rău sau ești indiferent, dacă te duci acasă, dacă mă duc acasă și mă cert, dacă la locul de muncă mă simt bine cu colegii care folosesc glume erotice și mă uit la filmele lor și mă uit și ascult muzica lor, dacă fac toate aceste lucruri, Dumnezeu spune, nu îmi trebuie jertfa ta, jertfa ta n-are niciun fel de impact, pentru că jertfa este validată și de faptele mele, adică de caracterul meu și de relațiile cu cei din jur. Asta nu înseamnă că suntem desăvârșiți, tocmai de aceea aducem o jertfă în Vechiul Testament cel puțin, ca Dumnezeu să știe că mă pocăiesc de toată această răutate. Dar oameni care ignorau relațiile lor, care se simțeau bine în relații reci cu cei dragi, sau pur și simplu nu-i băgau în seamă, sau nu erau acasă acolo pentru ei, și apoi veneau la templu, sau vin la biserică, sau noi venim la biserică. Știți că Dumnezeu îi critică foarte aspru, nu doar pe închinătorii de rând, îi critică aspru pe preoți, îi critică pe proroci, îi critică pe învățători, oameni care erau vizibili, erau în față și ei înșiși trăiau în păcat și Dumnezeu spune, nu îmi trebuie când aduc jertfa mea. Ne spune Dumnezeu fiecăruia dintre noi în această seară, ar trebui să mă gândesc la faptele mele și la relațiile cu cei din jur. Când sacrific, indiferent că sunt bani, că este timp, că sunt alte obiecte, ar trebui să nu înlocuiesc sacrificiul meu cu sacrificiul pe care îl fac acasă înaintea soției mele. Sau dacă ești soție, n-ar trebui nicio jertfă. Oricât de mult ai alerga, oricât de mult ai lucra, oricât de mult ai sculat de dimineață până seara și spui, eu fac, Dumnezeu spune, mă bucur că faci, dar dacă relația ta este tensionată, oprește-te, vin înaintea lui Dumnezeu și tot ceea ce faci, pune-l deoparte, refă relația. Și Dumnezeu îmi spune mie, și ne spune fiecăruia dintre noi, actul cultic, orice facem în biserică, tot ce facem pentru Domnul, trebuie să fie în armonie cu caracterul și cu relațiile noastre. De asemenea, jertfa este un act cultic care dovedește seriozitate sau poate mediocritate. Voi ziceți, ce mai osteneală, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Nu! Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească. Și totuși jură și jertfește Domnului o vită beteagă, căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Jertfa este un act cultic care dovedește intenția noastră. Suntem mediocri în relația cu Dumnezeu sau suntem serioși? Erau oameni care puteau jertfi mai mult din turma lor, dar s-au gândit, ce mai osteneală? Iar să vin tot eu la cor, să vină și alții. Iar să fac lucrul cu tare, iar să dau bani când se strâng anumite fonduri pentru un proiect sau pentru o lucrare. Ce mai osteneală? Și problema nu este dacă dai sau dacă nu dai. Problema, spune Dumnezeu prin Maleahi, este atitudinea din inima noastră. Pentru că Dumnezeu vede și intenția mea și Dumnezeu știe dacă vita sau efortul, orele pe care le pun, sunt la superlativ sau dacă sunt doar mediocre, ca oarecum să spun și eu am făcut. Repet, Dumnezeu se uită la mine în primul rând, se uită la fiecare dintre noi. Știe cât putem, Dumnezeu nu ne cere imposibilul. Și ne cere cu acel puțin pe care îl avem să-l dăm cu seriozitate, nu cu mediocritate. De asemenea, jertfa este o pierdere totală, nu un câștig parțial. Unele din jertfe, spuneam mai devreme, erau arderi de tot. Când închinătorul venea și aducea acel vițel, nu mânca nimic din el. Nu lua nimic acasă, măcar că în vechime oamenii mâncau foarte rar carne. Îl păstra pentru sacrificiu, știind că nu mai pleacă cu absolut nimic acasă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot, spune Domnul, din cireadă să-l aducă din partea bărbătească, observați, fără cusur, să ia cei mai buni din turmă, să-și pună mâna pe capul animalului, va fi primit de Domnul ca să facă ispășire, sângele să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului. Aceasta este o jertfă mistuită de foc. Și când este mistuită de foc,
mistuiește focul totul, nu mai rămâne absolut nimic. Nu e o tranzacție pe care o fac cu Dumnezeu ca să spun mie ce îmi pică. Dumnezeu spune, când o aduci ca jertfă de tot, consideră-o o pierdere totală, consideră-o un sacrificiu de care te-ai rupt și din care nu mai câștigi. E greu uneori să aducem jertfe care sunt pierderi totale. E greu, așa cum am spus mai devreme, vă mărturisesc mie, uneori îmi este greu să spun doar asta să fac, din nou și din nou și din nou. Și uneori justificăm, poate să oprim puțin pentru noi, poate să facem mai puțin. Dumnezeu spune, uneori jertfele sunt pierderi totale. Uită-te la Fiul lui Dumnezeu, care a dat totul, nu doar puțin, nu doar foarte mult, a dat absolut totul, de aceea Dumnezeu ne dorește cu gelozie pentru El, pe fiecare dintre noi. Jertfa este o oportunitate și de părtășie. Acolo, la templu, spune Domnul, să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, întâi născuți din cirezile și turmele voastre, acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și observați să vă bucurați împreună cu cine? Cu familiile, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Când oamenii veneau și nu veneau deseori la templu, erau oameni care locuiau poate la sute de kilometri și veneau, normal ar fi trebuit de trei ori pe an, cele trei mari sărbători, dar uneori veneau rar, când veneau, luau familiile cu ei și jertfa era o oportunitate de părtășie. Observați cuvântul, să mâncați și să vă bucurați. În momentul când jertfeau, Dumnezeu se gândește și la emoțiile lor, se gândește la părtășia trupului lui Hristos și este ceea ce facem un moment de bucurie și pentru noi, frați și surori. Acum știu că predic corului, dar probabil ne ascultă și frați și surori și ascultători online. Prezența fizică, acolo unde se poate, este o cerință de bază pe care Dumnezeu o are pentru noi. Suntem un trup. Un trup virtual poate lucra pentru o duminică, două, trei, patru, dar în momentul când ne dezobișnuim de prezența fizică, nu mai are loc acea transformare lăuntrică de bucurie. Sunetul, văzul, mirosul, mâinile pe care da, le putem strânge, toată această părtășie au un impact atât de benefic. Stând în fața unui calculator, stau pentru că trebuie uneori, stau pentru că sunt bolnav, stau pentru că păstorul mi-a spus, alege o duminică, o oră din cele trei, pentru că încă e mare rata de infectare. Înțelegem toate aceste constrângeri, dar Dumnezeu spune, pentru restul lucrurilor, haide să înțelegem că jertfa înseamnă să fiu prezent fizic, înseamnă să mă bucur în trup, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu trupul acesta. Jertfa este o oportunitate de binefacere. Observați cine sunt categoriile acestea. Să vii și să zerfești nu doar tu cu familia ta, cu soția, cu soțul și copiii, ci și robul și roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale, străinul, orfanul și văduva, adică categoriile de oameni care n-au acces, oamenii care n-au situația ta financiară. Fă-le și lor oportunități, fi și pentru ei o binecuvântare, ne spune Dumnezeu. Și în final, jertfa este o lucrare de ispășire a păcatului. Un miel de un an fără cusur pentru arderea de tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa de ispășire, să ungă cu sângele acestea coarnele altarului care este înaintea Domnului, astfel să facă preotul ispășire pentru el și observați ispășirea și li se va ierta. În sensul acesta, ceea ce noi celebrăm în seara aceasta este de fapt o umbră, spune Apostolul în Epistola către Evrei, o umbră, o prevestire a jertfei lui Hristos. Și în Evrei spune, legea care are umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, spuneam mai devreme, este un simbol fizic care vestește ceva, ce este în inima mea, ce este în relațiile mele și toate aceste lucruri. Nu poate niciodată prin aceleași jertfe în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei care se apropie. El, mielul fără cusur, Iisus Hristos, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Am putea acum să ne uităm în sumar și să înțelegem diferența între jertfa pe care ne-o cere Dumnezeu și jertfele păgâne pe care uneori oamenii le aduc. Jertfele păgâne erau aduse multor zei. Jertfa lui Dumnezeu este adusă unui singur Dumnezeu unic. Oamenii păgâni
slujeau unor zei imorali și violenți, spuneam data trecută despre zei care aveau relații, care se certau, care chiar se omorau. Dumnezeu este un Dumnezeu moral și sfânt. Jertfele acelea aveau în vedere nevoile zeilor. Păgânii chiar credeau că în momentul când aduci hrana aia, zeii se hrănesc cu ea și au nevoie de hrană. Și astăzi sunt oameni care cred că în momentul când fac anumite sacrificii, mai ales morților, cineva se hrănește. Nu, frați și surori, e nevoia omului în jertfa aceea, nevoia de iertare și de ispășire. Jertfele păgâne erau bazate pe manipulare. Jertfa din Biblie reface relația cu Dumnezeu. Jertfa păgână pune accent pe magie. Jertfele din Antichitate, în Vechiul Testament, puneau accent pe pocăință. De aceea, când vorbim de jertfa biblică, este un mod de raportare la Dumnezeu, prin care închinătorul exprimă fizic o relație lăuntrică. Ea depinde de credință și pocăință, nu de magie, nici de manipulare. Și pune accent pe evlavia intențiilor, evlavia faptelor și evlavia relațiilor din viața închinătorului. Și jertfa aceasta anticipă jertfa de ispășire a lui Hristos. Chiar închei acum, aduceți aminte de citatul de la Richard Dawkins? Uitați-vă la ura pe care omul acesta o are față de Dumnezeu. Nu-L poți numi pe Dumnezeu în felurile acestea dacă nu îl urăști. Mai era un om în Vechiul Testament care s-a supărat literalmente pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Iona? Iona e supărat pe Dumnezeu și spune: Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și în bunătate, și că te căiești de rău. Și unul și celălalt sunt supărați pe Dumnezeu. Unul e supărat pe Dumnezeu pentru că nici măcar nu-L cunoaște, nu L-a văzut niciodată. Celălalt e supărat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este prea bun. Și când ne uităm la Dumnezeu, ne gândim în Vechiul Testament că este un Dumnezeu plin de har, plin de îndurare, îndelung răbdător și bun, bunătatea aceasta, și că El s-a arătat și a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea, spune Apostolul Ioan, nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu e bun, frați și surori. Haideți atunci când citim și Vechiul Testament să nu ne fie rușine, să nu le evităm doar pentru că sunt anumite lucruri pe care nu le înțelegem. Vechiul Testament este într-adevăr o umbră, dar în umbra aceea sunt multe învățături minunate. Venim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, îți mulțumim pentru că prin acele jertfe Tu L-ai prevestit pe Hristos și față de El acum ne îndreptăm atenția și la masa Lui vom sta în minutele următoare. Amin.